Ai dori să dau cuvântul invitatului special din această seară, domnul Călin Georgescu. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnule ambasadori, prezențele voastre, doamnelor și domnilor. Sincer, când domnul președinte Moravu m-a invitat la această reuniune și l-am întrebat unde este, mi-a spus la Pentagon și am avut o mică tresărire, vă spun sincer. Dar evident că nu este aceeași audiență de acolo, este o chestie diferită și demonstrează acest lucru, însă prezența dumneavoastră aici, de care avem atât de mare nevoie. Felicitări pentru 33 de ani, sigur, pentru mine mă onorează în mod special pentru că am participat în 1990 la fondarea Partidului Ecologist Român și, sigur, memoriile sunt vii față de ce a fost atunci, față de elanul pe care l-am dorit cu toții și față de situația la nivel mondial care este astăzi legată de acest concept. Se spune, referitor la România, că s-a născut, a fost creată de energia dată de Zanonse. Se poate. Se poate. Eu cred că România a fost creată de sacrificiu unor viteși care și-au dat viața pentru un cuvânt și astăzi pare uitat. Onoare! În Strămoși se află adevărul și cei astăzi de aici care menținem linia neamului trebuie să avem puterea de a ne lupta cu toată ființa noastră pentru ca poporul român să se întâlnească cu adevărul. Calea este importantă până acolo, ca să te întâlnești cu adevărul. Dar puterea, însă, este acolo unde se află și autoritatea morală. De aceea să știți că înainte de a fi membru oricărui partid, avem nevoie în România de caractere, avem nevoie de credință, de voință și de profesionalism. Pentru că omul politic autentic poartă creștinismul în el. Pentru că din iubirea lui Dumnezeu s-a născut această lume și doar prin iubire ea mai poate exista. Atunci când puterea de a iubi va depăși iubirea de putere, cu siguranță va fi pace și armonie în această lume. Pământul țării noastre nu l-am primit nici de la Bruxelles și nici de la Washington. L-am primit în dar de la Dumnezeu prin puterea iubirii. L-au apărat moșii și strămoșii noștri prin atitudinea lor economică, liturgică față de natură, ceea ce le-a dat curajul și măreția jertfei. Așa trebuie să facem și noi, astăzi. Și să-l dăm copiilor, copiilor noștri, cu aceeași atitudine, responsabilă, față de dimensiunea cosmică a iubirii ca legătură pe care o face omul între natură și Dumnezeu. De aceea sunt vii cuvintele conștiinței noastre naționale, Mihai Eminescu, care peste două zile îl omagiem și care spunea că iubirea este unica veșnicie dăruită nouă. De aceea, pe acest fond istoric, singurul mesaj existent puternic al societății românești astăzi este curajul de a fi român. Curajul de a fi român înseamnă că poți să spui oricărei țări, oricărei instituții, fie Uniunea Europeană, orice țară fiind America,
sau Rusia, sau China, sau Germania, Elveția, că avem identitatea noastră. Suntem ceea ce suntem și nu vom fi decât ceea ce suntem. De aceea, actuala criză existentă de resurse ecologică vine în special din partea societății moderne. Societate care s-a îndepărtat de sursă, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și depărtându-se, a creat o societate globalistă, hipercomplexă, cu o grupare oligarhică la vârf și cu o masă amorfă de sclavi la bază. Ori sclavii înainte se făceau prin forță. Astăzi se fac de bunăvoie. Și rămân docili prin manipulare și prin frică. De aceea este important să înțelegem că trebuie să ne luptăm în fiecare clipă să devenim conștienți, pentru că în fiecare clipă putem cădea. Asta este foarte important. Pe acest fond, mesajul existent este astăzi, în aceste clipe complicate de dezbinare, este de liniște socială. Și în care trebuie să recunoaștem că singura platformă politică pe care România o poate avea pentru restul de organizarea țării este cea legată de unitate, de unire, prin care recunoaștem că deasupra tuturor ambițiilor, urilor, intrigilor, este patria, este veșnicia neamului și acolo trebuie să ne întâlnim, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Sub acest aspect, să știți că adevărata ecologie, ceea ce și aici s-a manipulat uriaș în întreaga lume, este cea în care acțiunea politică ecologistă este îndreptată pentru a salva omul, înainte de a salva falena sau ursupană. Omul este important. Investiția în om este crucială. Și aici trebuie să ajungem. Ca să înțelegem resuveranizarea țării, restatalizarea ei, independența energetică, alimentară pe care o sare ca România poate să o aibă și ca bază și fundament familia. Pentru că o națiune puternică va fi puternică atunci când familia este o forță. Și nu trebuie să înțelegem tot ce primim din Occident că este bun. Trebuie să dăm jos acest căpăstru tehnologic care impune codul de bare și nu suntem codul de bare, nu suntem numere, nu suntem codul QR, suntem oameni liberi și suverani. Cum de altfel, nu suntem nici părinte 1, nici părinte 2, suntem mamă și tată, suntem femeie și bărbat. Pe acest fond poți să gândești resuveranizarea țării, care pleacă în special de la micul producător, care poate să fie și mijlociu, și mare, de la antreprenorul român. Aici este investiția foarte. Și atunci poți să înțelegi că piesa de rezistență o reprezintă agricultura, reindustrializarea țării, dar toate se fac legate de gospodăria țărănească, de relația stat-oraș, de lucruri pe care le-am avut prin tradiție și le-am moștenit de la moșii și strămoșii noștri. Culoarea ei este dată de educație. Pentru că aici se află adevărul, în vocația tinerilor, în excelența lor și în special în entuziasmul lor. Pentru că un copil învață, nu este învățat, să știți. Învață, nu este învățat. Și atunci toată această investiție trebuie făcută în special în tineri, care trebuie să aibă câmp de manifestare uriași, pentru că ei sunt scânteia. Ei trebuie să aibă suportul și sprijinul statului. În același timp, vârsta a treia este importantă.
trebuie să o respectăm și să înțelegem că avem nevoie de expertiza lor. Cum de asemenea, diaspora, românii care sunt în afară, resuvenalizarea țării înseamnă în special ca fiecare român aflat peste granițele țării se simtă apărat, respectat și ocrotit. Toate aceste lucruri formează un ansamblu de piese importante pe care noua ecologie, care trebuie bineînțeleasă reprezentată la investiția în om, este extrem de importantă. Doresc cu această ocazie ca poporul român să știe ce vrea, să înțeleagă ce poate, iar Partidul Ecologist Român să pună o piatră de temelie, în special din binele nostru suprem, care înseamnă iubește-ți aproapele, cea mai mare provocare pe care întreaga lume o are astăzi. Vă mulțumesc! Este greu să iei cuvântul să vorbești după domnul Călin Georgescu. Omul care de ani de zile transmite mesaje de unitate, mesaje care dezleagă cumva